O inedită expoziție de păretare cu motive decorative adunate din mai multe gospodării din zona de nord a țării a fost deschisă la Muzeul de Etnografie și Istorie din Petrunea. Păretarele țesute manual în 2, 3 și 4 ițe reînvie atmosfera tipică de la începutul secolului 20, când erau foarte la modă atât în locuințele țărănești cât și în cele rurale, atât în camerele de locuit cât și în casa mare. Expoziția constă din 16 modele de păretare, toate diferite atât după ornament cât și după țesătură. Cei pasionați de tradiția țesutului au ocazia să admire exponatele toată luna septembrie. Păretarele care împodobeau casele țărănești erau confecționate din lână, dar cei mai puțini avuți s-au mulțumit cu o bucată de pânză pe care au brodat imagini și cuvinte care să le aducă noroc, belșug și să-i păzească de rele. Potrivit etnografului Daria Maican de la Muzeul de Etnografie și Istorie din Petrunea, moda păretarelor țesute a fost relansată în jurul anilor 1870 de artiștii germani și austrieci și s-a răspândit în decurs de două decenii în aproape toată Europa pe baza modelelor apărute în revistele de lucru de mână. La începutul secolului al XX-lea, aproape că nu exista casă, fie în mediul urban, fie rural, care să nu aibă un păretar adaptat locului în care era expus. Muzeul de Istorie și Etnografie din satul Petrunea găzduiește o expoziție de păretare alcătuită din 16 exemplare în ce privește tehnica țesutului și al ornamentelor. Expoziția urmărește scopul de a promova valorile noastre naționale, și anume țesutul păretarelor, care, din păcate, a dispărut la sfârșitul secolului 20. Această expoziție de păretare merită a fi văzută, admirată și apreciată la justa ei valoare. În localitatea Petrunea mai sunt meșterițe care cunosc tehnica țesutului păretarelor în patru ițe. Ei, mă duc eu, văd femeia ția, scaltă, pitalchici. Nu înțeleg, zic, știți, dacă vreți, eu azi n-am când, dar mâine vin și dacă mi dați drumul să scriu din iță, eu stăs o lecut să văd eu. Și m-am dus și am țesut așa un pătrat și asta i-am țesut eu, am țesut și zic e. Asta, zic, trebuie scrie de aici până aici. Dacă ne dăți drumul să scriu, apoi zic, ne vedesc la alții, dar așa nu pot a ține minte. Și de-am așa m-am vărât și am țesut și apoi am nevidit, am lipit la dochițe întâi. Și apoi de-am nevidit atât satul. Astăzi nimeni nu mai țese păretare, doar rare ori mai întâlnim persoane care au păstrat tradiția țesutului. E că aista tot e sul din urmă, așa? Da, sul dinainte. Sul din urmă. Da, la aista cum spune? Slobozitor. Slobozitor, așa? Da, aistea? Fșcei. Fșcei. Și pe urmă urmează iețele. Spata. Spata cu vătalele. Da. Este sur dinainte, tălpijile. Aia este chihaciu, dar asta e... Aha, ea nu spune, spune. Aia este chihaciu, ea este. Carțâne. Carțâne, da. Ea este chihaciu. Cum se numește? Chihaciu. Păretarele exprimă moda, mentalitatea, gustul și năzuințele oamenilor care au trăit pe aceste meleaguri înainte cu aproape un secol, alcătuind un ansamblu decorativ de o mare valoare. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii septembrie.